Au fost introduse noi măsuri de relaxare de la data de 1 iunie, lucru care i-a bucurat pe cetățenii României. Datorită relaxării introduse, se permite realizarea de evenimente și spectacole, atât în aer liber, cât și în spațiul închis, bineînțeles, fiind respectate toate măsurile impuse în plină pandemie de coronavirus. La Târgu Jiu, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, duminică va avea loc un spectacol de excepție, susținut de ansamblul profesionist Doina Gorjului. Directorul ansamblului Doina Gorjului, Gheorghe Porumbel, spune că acest spectacol trebuia să fie avut loc pe 1 iunie, de ziua copilului, dar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a fost amânat și reprogramat. De asemenea, acesta a ținut să menționeze că mâine, împreună cu Valeriu Saraolu, coreograful ansamblului, va pleca la Bistrița Năsăud, unde ansamblul profesionist Dor Românesc va sărbători 25 de ani de la înființare. Pot spune că, începând de mâine, sâmbătă 5 iunie 2021, ne așteaptă o săptămână de a dreptul de foc. Bineînțeles că suntem dornici de activitate după atâta timp de când pandemia ne-a ținut, să zic așa, la sol, apropo de avioane, de aviație. Mâine, eu și cu colegul meu, cu coregraful ansamblului, Valeriu Saraolu, vom lua drumul în Bistriței Năsăud, acolo unde colegii noștri de la ansamblul Dor Românesc aniversează duminică 25 de ani de la înființare. Iar duminică, deci tot duminică, la Târgu Jiu, aici va fi un spectacol dedicat Zilei Copilului, pe care, din păcate, datorită timpului nefavorabil, nu am putut să-l ținem la Teatrul de Vară, așa cum ne planificaserăm. Claudia Torop, directorul artistic al ansamblului Doina Gorjului, spune că acest spectacol se intitulează Să-mi zâmbești copile și cei care vor cânta și îi vor încânta pe cei prezenți sunt artiști precum Claudia Torop, Roberta Crintea, Alexandra Bleaje, Marian Medregoniu, Maria Loga și mulți alții, dar și tineri care sunt la început și cochetează cu muzica populară. Intrarea va fi liberă, iar evenimentul va începe la orele 18. Duminică, 6 iunie, la Teatru Elvira Godeanu, vă așteptăm, dragii noștri, să participăm împreună la o sărbătoare a copilului. Spectacolul Zâmbește-mi copile, care trebuia să fie susținut pe data de 1 iunie, a fost reprogramat duminică, 6 iunie, la Teatru Elvira Godeanu. Avem invitați, pentru că este un spectacol dedicat copiilor, avem invitați copii tineri care cochetează cu muzica populară. Avem un grup de violoniști de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, instruiți de domnul Gore Burlan și trei copilași, trei tineri interpreți care vor evolua alături de soliști îndrăgiți ai ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului. Evenimentul de duminică se va desfășura live și pe pagina de Facebook a ansamblului profesionist Doina Gorjului. Cei care vor lipsi de la acest spectacol va fi corpul de balet al ansamblului, care este angrenat în spectacolul Cazului Tudor Vladimirescu, al cărei premieră va avea loc miercuri pe 9 iunie.